I don't I do not think the US is currently in a recession. It is certainly a possibility. Down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. Recesiune, criză financiară, depresiune, prăpăd. Tot auzim în ultimii ani de aceste cuvinte și parcă am și obosit mental în așteptarea unui anunț oficial în legătură cu asta. Încă de la sfârșitul lui 2019 auzeam vorbe despre o posibilă criză financiară care ne așteaptă pentru că prea merge totul bine, domne. Prea s-au scumpit casele, prea e opulență și oamenii au uitat valoarea banilor. Idei parcă ieșite din valori conservatoare, cu care totuși nu poți fi în total dezacord. Dar când lucrurile arată bine, e greu să-ți imaginezi că o să o ia totul la vale deodată și lumea se va schimba. Dar viața bate filmul, nu? Hai să recapitulăm puțin. În primul rând, cred că e cazul să discutăm despre cuvântul ăsta care ne tot sperie în ultima perioadă. Ce este recesiunea? Recesiunea este un termen economic care reprezintă o scădere a producției, o reducere a investițiilor, o stagnare temporară a afacerilor, fiind o fază de declin a activității economice și o diminuare temporară a activității economice dintr-o țară, mai puțin gravă decât depresiunea sau criza economică. Asta este definiția pe care o găsești mai peste tot. Mai simplu spus, e momentul când toate lucrurile încep să meargă prost. Oamenii simt că au mai puțin bani, consumă mai puțin evident, producția scade, bulgările se tot rostogălește, se pierd locuri de muncă, scad acțiunile și lumea parcă se sfârșește. Tehnic vorbind, recesiunea era catalogată drept două trimestre consecutive în care se raportează un produs intern brut în declin. Doar că în aceste zile arde subiectul acesta în Statele Unite, unde mai mari lideri refuză parcă să admită faptul că țara se află deja în recesiune. Se insistă pe faptul că mai nou nu e ajuns acest criteriu, și NBR, adică National Bureau of Economic Research, adică instituția care trebuie să confirme faptul că este sau nu este recesiune, spune că noua definiție pe care se bazează este următoarea. Declin însemnat al activității economice răspândit în toate arile economiei, care durează mai mult de câteva luni. Destul de vag, nu? Mai ales pentru o instituție care se joacă cu numerele. Practic, lasă loc de subiectivism și amânări pentru poate a putea controla mai bine situația. Bun, acum că am elucidat misterul acestui termen, hai să ne uităm puțin în istorie pentru a înțelege mai bine dacă acest fenomen este unul normal sau chiar urmează sfârșitul. Aici ar trebui să pun muzică dramatic. Nu, glumesc, nu e nevoie. Recesiunile sunt normale în orice economie și probabil că într-un fel sau altul am putea găsi astfel de evenimente în toată istoria omenirii, de după ce am început să trăim în așezări urbane, să zicem. Mă rog, mă duc totuși prea departe. Hai să mergem câteva sute de ani. În istoria Statelor Unite, de exemplu, există documentarele recesiunilor de imediat de după războiul de independență. Mai exact, prima a avut loc între anii 1785 și 1788 și a fost provocată de fenomenul de deflație de după război, datorii mari și mai ales lipsa de acorduri comerciale internaționale. Mai interesantă este cea de imediat după, în 1789, când o criză de cupru a apărut din cauza celor care falsificau monedele folosite pe atunci. Ca fun fact, asta a determinat și trecerea de la monede la bani de hârtie urmează apoi informații despre declin economic cu o frecvență mare, de multe ori mai mult de două astfel de evenimente în mai puțin de 10 ani. Am putea să mai notăm Marea Depresie din 1815 cauzată tot de războiul la încheiat, cu foarte interesant trezoreria americană care a printat mai mulți bani decât avea garantat prin aur. Cred că tradiție. Și astfel sparge prima mare bulă din istoria Americii. Fast forward acum încă vreo 100 de ani, Plin, bineînțeles, de alte crize și recesiuni, și ajungem la o altă mare depresie, cea probabil cea mai cunoscută, la finalul anilor 20, după un boom puternic ce se încheie cu o criză globală odată cu prăbușirea piețelor de acțiuni. Una din cele mai dure crize prin care a trecut societatea modernă a dus rata șomajului în SUA la aproape 30%, și povești pe care le vedem și acum prin filme pe la Hollywood. Nici România nu a fost păzită de astfel de evenimente, cu atât mai mult în era modernă în care este atrasă în joc indiferent dacă are vreun rol în declanșarea unei crize, că de obicei nu prea avem. Primele date despre recesiune vin din vremea reformelor lui Cuza, mai apoi în perioada interbelică și, bineînțeles, perioada celui de-al doilea război mondial. După război, PIB-ul României se apropie de cel pe care îl înregistra chiar în vremea lui Cuza. Așadar, o perioadă foarte lungă, practic ștearsă cu buretele în câțiva ani. Își revine încet și intră în era comunismului care, ce să crezi, a avut parte de cei mai puțini ani de recesiune. Până în 1980 lucrurile au mers doar pe plus, să zicem, urmând ca ultimul deceniu de tiranism să fie cel care aduce problemele pe plan financiar. În 1988 începe cea mai lungă perioadă de recesiune din istoria modernă care ține până în 1992. Și mai apoi mai avem, bineînțeles, notabila perioadă ce a venit odată cu criza economică pornită în Statele Unite în 2007, exact ce vă ziceam, fără să fi făcut noi nimic. Gata colecția de istorie, mă iertați. Am vrut doar să reamintesc faptul că astfel de perioade sunt normale, diferența venind doar din intensitatea cu care ne lovește un astfel de fenomen. Revenind acum la oile noastre, pan intended, anul 2020 declanșează un șir de evenimente la care probabil nu se aștepta nimeni. Începem, bineînțeles, cu pandemia, care blochează țări întregi și producția din mai multe industrii, majoritatea. Horeca, de exemplu, este practic abandonată. Nimeni nu mai zboară. Industrii întregi simt că se prăbușesc, milioane de oameni își pierd locurile de muncă și sunt nevoiți să caute soluții. Guvernul american este printre primele care sare în ajutorul populației și ce face? Oferă bani oamenilor. Câte 1200 de dolari de căciulă. Să aibă și ei de un suc, de o măslină, de ce vor ei. Urmează exemplul, bineînțeles, și alte state din lume și se simțea de parcă pandemia nu o să ne afecteze mai deloc. Oamenii nu aveau multe de făcut, aveau ceva bănuți și primeau Stimulus checks, ceea ce a favorizat un boom atât pe piețele de acțiuni, cât mai ales aici la noi acasă în cripto. Cei mai buni analiști economici strigau în stânga și în dreapta că nu e posibil să printezi cantitățile astea imense de bani bazați pe nimic, fără ca asta să producă un efect greu de digerat în economie. Adică, ok, e ok să printezi bani, se întâmplă, dar nu cantitatea asta. Dar liderii statelor răspundeau prin povești de copii și asigurau populația că totul este sub control. Mare surpriză mare, nu era nimic chiar așa de în control. Anul 2022 începe plin de incertitudine și din ce în ce mai multe discuții despre recesiune și criză. Inflația bate la ușa tuturor și oamenii simt că rămâne din ce în ce mai multă lună la finalul banilor. Cel mai trist probabil e faptul că existau deja presiunea asupra unui eventual război între Rusia și Ucraina, care se și confirmă la final de februarie și dă oportunitate conducătorilor din principalele țări să-și spele mâinile de inflație cu numele lui Vladimir Putin. Nu că l-aș eu, are și el un tank plin de nenorociri cauzate, doar că de data asta a fost folosit pentru a da uitării faptul că s-au printat bani în neștire. Acum, normal, există mai mulți factori care contribuie la acest fenomen numit inflație, dar este un acord comun că poate acesta este principalul. Ajungem și în prezent, cu un indice al inflației de 9,1% în Statele Unite ale Americii și aproximativ 15% la noi aici acasă. Asta e media, valoarea reală pierdută de fiecare dintre noi în ultimul an sare bine peste aceste numere. Germania este deja cu 1,5 picioare în recesiune, și în Statele Unite e doar o chestie de timp până se anunță oficial. A Aseară la FOMC, întâlnirea Fedului unde a fost majorată din nou rata de referință a dobânzilor cu încă 0,75%, Jerome Powell, chairmanul, a declarat că el nu crede că e cazul momentan de recesiune. I don't, I do not think the US recesiune. Aceiași oameni spuneau și că acum un an că inflația este tranzitorie și că nimic nu este în neregulă. În seara asta vine și raportul produsului intern brut și, cum spuneam mai devreme, definiția veche indică altceva. Între timp, în de montat, a venit și raportul pentru produsul intern brut din Statele Unite, care este un declin de 0,9%, ceea ce tehnic îi pune într-o poziție de recesiune, dar nu este confirmată pentru că, ce spuneam mai devreme. Așadar, cel mai probabil ne pregătim să intrăm din nou în recesiune, una care se pare că are șanse să fie printre cele mai importante. Nici l-am pus toate chestiile care se întâmplă în lume în acest moment. Mai ales pentru Europa care s-a mișcat greu din punct de vedere al politicii monetare, este în plină criză de gaz, al cărui preț a crescut de 10 ori față de anul trecut și are și un război fix la graniză. Covid pare că mai are un cuvânt de spus și seceta acestui an a dus la o producție slabă. O mulțime de factori care nu prea ne indică optimism pentru următoarea perioadă. Dar, important este totuși de reținut faptul că nu vine sfârșitul. Ba chiar de cele mai multe ori, perioadele de recesiune aduc oportunități în piețe. Nu ai cum totuși să profiți de ele dacă nu ești la curent cu ce se întâmplă și nu investești în propria educație. Dacă ești aici și ai vizionat acest clip, înseamnă că ești deja cu un pas înaintea celorlalți care nu ar putea nici măcar să spună ce sunt banii și ce le dă valoare. Deci, ești pe drumul cel bun. Sper că ți-a plăcut povestioara asta a mea. Ne vedem pe Twitter. Bye bye.